Transform. Dacă simt că există vreun pericol pentru Tomas, efectiv mă transform. Deci sunt leoaică. Paghiarele? Da, nu, deci este ceva incredibil. Dar știi ce? Există anumite situații, șuru, poți să vezi cum e. Sunt mai delicate, știi? Trebuie când să fiu eu mamă, fi... da. Nu, când o să fii tată. Da. Că e același lucru. Adică nu, mama e mai... Da, tot pe acolo ești. Când o să fii părinte. Sunt situații mai delicate și trebuie da. Să știi, să fii, să știi cum să reacționezi atunci. Spre exemplu, se duce la grădiniță da. Și un copil de vârsta lui, puc, îi dă una. Se lovesc între ei. Ei, cum reacționezi? Tu ce-i face? Eu? Da. Adică... Poliția! Nu, e mă, că nu poliția, așa... doamne! Nu, direct. Mai bine nu, lăsați, nu-l ascultați poliția pe copiilor! Trebuie să fie niște copii polițiști la grădiniță! Nu-l ascultați pe șurul, pentru că astăzi avem răspunsuri de la taticul Dan Cruceru! Bine ai venit, bună, Dan! Bună, dragilor! Nu e subiect... v-am regăsit! E greu, e greu și subiectul ăsta, pentru că suntem tentați în prima fază să stârnim ursul din noi, vulturul, și să ne ducem să facem ravagii. Nici nu te mai gândești că adversarul da. E, are aceeași vârstă ca și copilul. Sau pe vremea copilăriei noastre era așa. Da. Unii dintre tați, în special, da. Erau lei vulturi și se duceau și făceau ravagii pe stradă, dar alții aveau vorba aia. Da. Ține minte. Bine venit. Da. Dacă vii acasă bătut, te bat și eu. Ce, nu-i bună vorba asta. Am auzit-o pe asta. Nu e bună. N-ați pățit-o? Nu. Pentru că, mai ales la băieți, la copiii băieți, nu trebuia să plângem. N-aveam voie să venim acasă. Mama, tata, am luat bătaie că s-a întâmplat, m-au agresat cu tata. Nu că ești bărbat, nu? Așa ziceau? Asta explică psihologia bărbaților da. Din generațiile acelea. E profund greșit, păi pentru da. Că până și bărbații trebuie să-și exprime sentimentele, exact. Până și bărbații, când devin părinți, trebuie să fie afectuoși cu ai lor copii. Dacă trebuie să cântăm un refren aici, dacă tot facem asta. Ia uimă. Și băieții plâng câteodată, corect? Nu e așa. Ei, și astăzi vin cu niște propuneri da. Concrete cum să reacționați în momentul în care se creează un astfel de conflict între copii. Că sunteți în parc și vine copilul, m-a bătut Ionel. Hai să luăm pe rând. Deci fără vulturi, fără lei, fără pantere, nu ne ducem peste ceilalți copii. În primul și în primul rând trebuie să avem grijă de copilul nostru, să-i verificăm starea de sănătate. E foarte important, da? S-ar putea, de fapt, să nu fie absolut nimic, da? Să nu aibă niciun semn, ci doar un moft. Sau s-ar putea să fie ceva mai complicat și atunci hai să uităm orice nerv și să ne concentrăm pe acordarea primului ajutor. Ascultă-i versiunea. E important ca al tău copil să simtă că poate veni la tine să-ți spună tot cei pe sufletul lui, da? Că brațele tale sunt deschise pentru el și că îl asculți cu adevărat, cu atenție, oricând are nevoie. Da? Poate că pretextul lacrimilor lui este cel legat de faptul că își dorește afecțiune, de fapt. Îl frustrează altceva, de fapt. Exact. Mm-hmm. Sau e un mod în care îți atrage atenția. Exact. Sau, da. Se întâmplă. Și atunci, ascultă-i, lasă-l să povestească. Tu ești cu calm lângă el, da, tată, da, mamă, hai să vedem. Dacă ești la fața locului dacă și vezi la că fața... l-a pocnit în fața ta, un alt copil, ei, ce faci? Discuți cu celălalt copil. Trebuie să afli și varianta lui. S-ar putea ca al tău copil să fi fost cel care a creat da? Scandalul. Dar a fost rușine să... Sau s-ar putea ca varianta copilului tău da. Să nu fie întru totul adevărată. Calm, respirăm. E greu. E greu, asta Dan, este cel mai greu punct. E foarte greu să accepți că al tău e drăcușorul, deci vă zic, e atât de greu. Exact. Știi cum e? E ca la adulți în relație, știi? Da. Că nu vezi cu adevărat partenerul ăla, tu nu-l vezi de fapt da. Pentru ce e. Oamenii din jur zic chestia asta și nu o crezi până într-un... Așa ești cu copilul. Copilul meu e cel mai bun. Este foarte greu și pentru greu să noi accept. Să acceptăm da. Că greșim câteodată. Da. Da? Da, păi să-ți spună, exact. Să-ți spună cineva că al tău copil este cel care a fost obraznic, da? În povestea respectivă. Dar e foarte important, dar e foarte important să fii arbitru, de fapt, ca să rezolvi real conflictul. Deci discutăm cu celălalt copil. Copil, cu părinții, cu părinții vedem despre eventual. Ce este vorba. Dacă nu există loc de discuții, poate că părinții respectivi, noi nu putem să facem educație tuturor, da? Poate ne întâlnim pentru prima dată cu acei oameni în parc. Poate că ei nu vor să asculte sfaturile noastre. Dar e important să încerci să discuți și cu partea adversă. Așa e corect. Tot pentru copilul tău. Că el știe că tu ești cumva apărătorul lui, da? Încerci să rezolvi situația. Și e o lecție importantă pentru copil aici. Exact. Pentru că trebuie să înțeleagă că în orice poveste sunt două părți.
Exact. Și e important să încerci măcar să le afli. Despre asta este vorba, de fapt. Și insistă ca vinovatul să-și ceară scuze. La fel, e foarte greu. Dar fă tot posibilul ca după acest conflict să se încheie cu o strângere de mâini. S-ar putea ca cei doi copii să-și fi uitat deja de la ce s-au luat, da? Și s-ar putea ca o strângere de mâini după o mică, după o cafteală, să se transforme într-o prietenie. Da? Depinde de context. Dar încercați să-și ceară scuze. Da? Chiar dacă vinovatul se dovedește a fi propriul copil. Dar ce faci dacă refuză să-și ceară scuze? Uf! Insiști pe cât posibil. Evident, nu vrei să crezi un nou scandal, știi? Continui discuția acasă. E foarte important ca acasă să dezbateți și mai mult. Să dezbateți despre ce s-a greșit, despre drepturile copilului, da? Vedeți că vorbim de bullying deja în foarte multe școli, în foarte multe comunități. Este important ca al tău copil să știe că nu trebuie să accepte să fie victima bullying-ului, care ajutor. Și că... Bine, aici Dan, aș face o paranteză. Noi nu discutăm despre bullying acum, că sunt chestii diferite. Paralelă, cumva. Da. Vorbim despre momentul în care a avut un conflict. Deci nu e repetitiv ce se întâmplă. Pur și simplu s-a certat în parc cu un copil. E așa cum vă spun de fiecare dată. Este un proces. S-ar putea să nu reușești din prima. S-ar putea să nu își ceară scuze imediat. Dar uite, de exemplu, noi insistăm foarte tare, mai ales în relația frate-soră. Da? Cum este la noi acasă. Când ai noștri se ceartă mama. Ei, chiar și cel mic de 4 ani, când depistăm că el a greșit, insistăm să-și ceară scuze, astfel încât nu o face imediat, nu o face în secunda 2, dar după vreo jumătate de oră deja, când simte că este marginalizat, este dat puțin la o parte, îi se spune: acum nu mă mai joc cu tine pentru că ai greșit, aștept să-și ceri scuze, astfel încât surioara ta să fie împăcată și să revină și ea în cercul nostru. După ce trece un timp și se liniștesc amândoi, se duce singur la sora lui și îi spune: Sofie, îmi pare rău, te iubesc, am greșit, hai să ne pupăm, hai să ne continuăm joaca. Pentru că, de fapt, joaca asta este extrem de importantă pentru ei, da? Ei făceau o chestie acolo, i-a luat jucăria din mână și s-au certat, bang. Asta zic, e un proces. Nu spune nimeni că veți reuși de fiecare dată, dar e foarte important să fiți observatori într-un conflict, observatori imparțial, pentru a vă învăța copilul la rândul vostru, la rândul lui, că mai târziu va trebui să-și asume faptele pe care le face sau, de cealaltă parte, să răspundă împotriva abuzurilor, împotriva oricăror forme de agresiune. Răspunzând cum? Nu prin conflict, ci mai degrabă prin evitarea unor astfel de momente. Mie mi se pare că a evita un conflict este un gest de inteligență și nu de lașitate. E foarte important să facem diferența asta. Da? Nu căutăm conflictul, ci căutăm soluții pentru a nu apărea sau pentru a-l evita. Da, practic, da? Welcome to my life. Eu am fugit tot timpul de copiii mai mari de la bloc, care tot veneau oriunde mă duceam să mă joc, mai veneau să mai luau de mine, mai luau mingea, mai astea, mă duceam, mă jucam în altă parte, am învățat să evit, știi cum. Nu știu dacă e bine neapărat tot timpul, dar cred că am trecut cumva prin chestia asta și dacă ar trece copilul meu, aș ști ce să-i zic mai departe. Dar nu ai vrea, de exemplu, să știe să se apere? Jiu-jitsu brazilian. Se întâmplă așa ceva? Să știi că e e o variantă. Poți da copilul la un sport de autoapărare. Poate și tu ai sfaturi de apărare. Exact. Dar atenție, un sportiv nu declanșează niciodată un conflict. Așa este. El se apără. Nu este el cel care dă primul. Să fie foarte clar, da? Răspunde și atunci... Nu generează. Un sport de genul acesta este benefic, dar în același timp poți să-l înveți și... fără a-l da la sport, niște tehnici clare, de genul cum să spună oprește-te, cui se ducă repede să povestească, dacă este la școală, la grădiniță, se ducă la educatoare, nu ești cu pâra. Nu se pune problema că pârăști și că vezi, Doamne, nu te mai primești ceilalți, ci te aperi. Da? Foarte clar. Corect. Mulțumim frumos, Dan Cerceru. Te rog. La mulți ani. Mulțumesc frumos. La mulți ani. Mulțumesc. Sunt 8 ani de taticul. Am venit de curând 8 ani de taticul.
Să trăiești ca taticul. Vă fac pe mulțumesc. Deci taticul e, proiectul taticul e un pic mai mare decât fetița mea care face 8 ani la vară. Un pic, un pic, așa. La mulți ani, mulțumesc. Mulțumesc mult. Te mai așteptăm cu sfaturi în platoul Vorbește Lumea.